Crima terifiantă în capitală, un copil de nici 2 ani a fost ucis cu o deosebită cruzime de o tânără în grija căreia a fost lăsat de mamă. Micuțul s-a stins în apartamentul pe care așa zisa bonă de 19 ani îl închiria împreună cu concubinul său, după care aruncat într-o fâșie forestieră. Pe trupul neînsuflețit al copilului au fost depistate multiple semne de moarte violentă. Potrivit expertizei medico-legale, decesul a survenit în urma traumatismului craniocerebral și contuziilor organelor interne. Copilul avea și mai multe leziuni grave la nivelul pielii. Oamenii legii au pornit o cauză penală, iar cei doi suspecți au fost reținuți. Vă avertizăm că urmează detalii cu impact emoțional. Potrivit poliției, minorul a fost lăsat în data de 27 octombrie în grija unei prietene de-a mamei. Tânăra închiria un apartament în sectorul Ciocana împreună cu concubinul său. Tragedia s-ar fi produs sâmbătă, 30 octombrie, iar corpul neînsuflețit al copilului a fost descoperit de polițiști abia duminică, într-o fâșie forestieră, după ce suspecții ar fi făcut declarații false. Inițial, poliția a fost anunțat faptul că copilul a fost preluat de către rudele mamei. Această versiune a fost imediat verificată. S-au verificat rudele despre care a fost menționat inițial, s-a constatat cu certitudine că copilul nu a fost preluat de către aceste persoane, s-a lucrat în continuare în regim non-stop, fiind ridicate practic toate forțele polițienești. A fost constatat faptul că totuși a avut loc decesul copilului, ca urmare măsurilor a fost identificat și locul unde a fost aruncat corpul neînsuflețit. În momentul reținerii, niciunul din ei nu se afla în stare de ebrietate. Ambii urmează să fie supuși unei expertize psihiatrice. Reprezentanții poliției au mai spus că atât mama copilului cât și bona au antecedente contravenționale, iar tatăl copilului nu era implicat în creșterea și educarea minorului. S-a constatat precum că, în realitate, a avut loc un omor, omor cu deosebită cruzime. Ca urmare a examinării medico-legale, copilul a avut mai multe leziuni corporale. Cazul decesului preventiv este stabilit ca traumă craniocerebrală. Totodată copilul a avut mai multe leziuni, au fost lezate și organele interne și țesuturile moi. Inclusiv și cu regret au avut loc și înțepături cu obiecte. Oamenii legii au mai declarat că suspecții și-au recunoscut parțial vina. Dacă vor fi găsiți vinovații, riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.